Elevii și profesorii vor scăpa de cursuri luni 5 octombrie pentru a celebra Ziua Internațională a Educației. Nu se vor ține ore, însă se vor organiza activități specifice în școli. Potrivit ordinului numărul 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016, articolul 3, aliniatul 2 și contractului colectiv de muncă, articolul 8, aliniatele 1 și 2, unitățile de învățământ vor marca prin manifestări specifice organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației și ziua de 5 iunie, Ziua Învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecarei unități de învățământ preuniversitar. În perioada desfășurării acestor manifestări specifice, nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ. De asemenea, Inspectoratul Școlar a solicitat conducerii școlilor graficul și intervalul orar în care se vor desfășura aceste tipuri de activități.